În acest an au fost depuse la Casa Județeană de Pensii Dolj peste 8.000 de cereri pentru biletele de tratament. Dacă în lunile de vară craiovenii se zbăteau pentru a obține un bilet de tratament în una din stațiunile balneare din țară, iată că în prezent sunt bilete refuzate care până pe 30 noiembrie pot fi ridicate de cei care își doresc un tratament balnear în această perioadă. Că gradul de valorificare la nivelul județului Dolj este peste 95%. Ultima serie din acest an are ca și dată de prezentare în stațiune 30 noiembrie, 1 decembrie. Astăzi s-au distribuit așa zisele bilete refuzate, deșele alocate automat conform aplicației informatice și care nu au fost ridicate de cei cărora le-au fost alocate, cu toate că noi înștiințăm în fiecare lună prin plic acasă să vină să-și ridice biletul. Din motive de sănătate sau personale nu le-au ridicat și astăzi le-am avut la ghișeu, la rând, adică primul venit, primul servit. Am avut bilete în toate stațiunile, deci teoretic toți cei interesați pot veni în continuare, că până pe 30 mai sunt. Pensionarii interesați de aceste bilete pot pleca în stațiuni precum Olănești, Bala, Moneasa, Amara, Buziaș sau Giurgiu Băi. În toate aceste stațiuni se fac proceduri pentru tratarea reumatismului. Cei care au mai fost în ultimii 2 ani la Băi pot să beneficieze de bilete pentru că nu se mai au în calcul criteriile de selecție de care se ține cont la depunerea cererilor pentru bilete de tratament. Cam 8.000 de bilete au fost alocate anul acesta. Cam fiecare an, deci nu s-a întâmplat nimic special anul acesta. Oricum, în ultimii 2 ani, durata unui bilet de tratament s-a redus de la 18 la 16 zile, motiv pentru care au apărut vreo 2 sau chiar 3 serii în plus. Asta înseamnă că pot beneficia de bilet de tratament mai mulți și pensionari și asigurați, că așa cum spuneam și într-o altă emisiune, de aceste bilete pot beneficia și asigurații sistemului de pensie, adică mă refer la salariați atât din mediul privat cât și din cel bugetar.